Ce faceți? Bine ați venit! Bine te-am regăsit! Pentru câteva dintre voi, astea două zile au fost intense. Am înțeles că s-a întâmplat și un pupat. Două. E bine că ai zis pupat, că eu am auzit sărutat și altceva. Bine că am întors un pic capul, orgoliu. Rușinoși așa. Orgoliu mă, na, ce să fac. A fost, l-ai simțit rușinos, nu știu, tu te-ai rușinat, cum? Nu, eu nu mă rușinez. Tu nu te rușinezi? Nu. Am înțeles. Nu, a fost pur și simplu de moment. Mă rog, dar hai să nu uităm scopul întâlnirii noastre și anume Andy! Hai să-i zic, deci Roxana, nu știu ce să... Nu, te uita la Roxana, eu atâta zic. Bună seara, pitulor, salut! Te pup, Andy, iartă-mă, iartă-mă! Bună seara! Bună! Eu ți-am zis, nu te uita! Cum sunteți? Ce faceți? Bine, mulțumim! Iulia, mă bucur să-ți văd ochișorii. Natural. Ai tăi. Ai mei. Vrei să te retragi? Da, vreau să... Eu o persoană cu care n-am mai vorbit de mult. Ok. Și să avem câteva momente. Este pentru prima dată când știu ce am de făcut la această ceremonie. Totul îmi este clar, nu există niciun dubiu în legătură cu alegerea mea. Așa că o să investesc timpul în persoanele pe care nu am avut ocazia să le cunosc. Sau cel puțin asta mi-am propus. Ah, am înțeles, Roxana. Oh. Roxana pare o femeie interesantă. Am remarcat-o încă din prima seară. Și Roxana, ce mai faci tu? Bine, tu ce mai faci? Hai să ciocnim ceva, nu? Sau hai să ciocnim ceva. Hai să ciocnim ceva. Hai să ciocnim ceva, pentru că nu ne-am mai văzut de mult. Iar de la prima întâlnire am realizat că este o persoană care știe ce vrea de la viață. Pare bine să te revăd. Pentru cine? Pentru revederea noastră. Pentru noi. Mai mult nu am aflat despre ea, însă cred că merită investiția din puținul pe care le știu până acum. Nu ți-a fost ție dor, n-ai zis nimic de mine. N-ai întrebat pe nimeni. Da, am zis de multe ori, chiar am zis de foarte multe ori că vreau să avem un date. Chiar mă interesează foarte mult lucruri despre tine. Locuiești în București? Da, da, sunt în București. Adică locuiesc în București, sunt din Prahova. La început mi-a fost greu să mă obișnuiesc. Mi se părea foarte aglomerat. Și mie la fel. Eu am venit într-un oraș. Da, mai... de provincie, mai micuț. Exact, mi s-a părut ceva enorm. Dar m-am obișnuit, mi-a plăcut rău. Nu m-aș muta din București, ever. Îmi cauți toată liniștea? Da, o caut foarte mult. Și ce faci? Cum te recrezi? Vin acasă. Prin jobul meu călătoresc foarte mult. Foarte mult timp stau plecată. Sunt asta tare, cum am spus. Călătoresc, să zic, nu știu, depinde de unde am evenimente peste tot. Și eu, având jobul ăsta, nu știu cum tu vei putea sta lângă mine. Știi ce zic? Sunt multe întrebări care mi le pun. De exemplu, nu vreau să intru în foste relații, tu trebuie doar... Da, am avut și mi-a fost foarte greu. Relații la distanță, pentru că și eu am avut și știu cât de greu este. Da, este foarte greu. M-am mâncat pe interior. Da, cum crezi că poți gestiona o astfel de relații? Păi, dacă vrei, se poate. Corect. Dacă vrei, se poate. Corect. Trebuie să faci sacrificii. Am simțit mult pragmatism și o ușoară reticență în ceea ce mă privește. Trebuie să-ți asumi, trebuie să renunți la alte chestii, să fie de ambele părți. Compromis. Da, compromisuri și așa e în orice relație. Într-adevăr, vin cu mai multe bagaje în spate, puțin mai greu. Și asta mă interesează, știi, foarte mult, dacă tu ai putea vreodată să accepti ceea ce fac eu. N-am nicio problemă, eu unul, cred că am făcut aproape toate joburile pe fața pământului. Am făcut curat în curți la oameni, am spălat geamuri, am spălat pe jos. Crede-mă că le-am făcut toate și... Asta îmi doresc, să te cunosc pe tine ca bărbat. Ce-mi poți tu oferi mie? Înțelegi, dacă mi-o oferi stabilitate, eu am nevoie de chestia asta în viața mea. Siguranță, da. Și siguranța vine și din faptul că oferi protecția în sensul sentimental. Pentru că îi dai siguranță persoanei respective că are un sprijin moral. Exact, exact. Și de asta am ceva mai nevoie. Tu ce job ai? Nu mai știu. Eu acum am două magazine online. Unul de produse cosmetice. M-am simțit puțin ca la interviul de angajare pe post de iubit. Super. Cunoștințele mele în Tot ține de internet și de nu știu, eu sunt foarte probabil. Dar nu cred că este nimic deplasat în acest lucru. Am apreciat că este directă și cred că este normal în contextul în care ne aflăm, pentru că și ele au un timp limitat în a mă cunoaște. Este normal să-mi pună întrebări la obiect, în legătură cu nevoile lor. Sunt nevoie de acel cineva să mă susțină, să... Mama mă susține, ai mei mă susțin super mult, prieteni sunt alături de mine, dar nu-i de ajuns.
nu e. Simt că nu e ceea ce îmi doresc. Înțelegi? Ai nevoie de un bărbat în viața ta. Da, un bărbat puternic și să mă arate că e bărbat. Și cum ai vrea să te arate? Nu știu, asta tu trebuie să-ți dai seama. Dacă zic eu, cum o să zic? Păi nu, păi nu ți-le, ți-le zic. Eu nu zic. Asta, fi, asta ai trișat. Eu nu zic că eu nu zic că aș face ce îmi spui tu sau ce crezi tu că un bărbat ar face. Adică fiecare om își caută jumătatea lui și pentru fiecare om jumătatea are calități diferite. Am avut, da, am un trecut mai urât, nu sunt pregătit să vorbesc despre asta. Dar nu trebuie, trebuie doar eu zic așa ca și chestia, adică fiecare caută ceea ce trebuie într-un anumit moment. Iar Roxana pare că știe exact care sunt nevoile și așteptările de la partenerul ei. Nu am avut o relație de foarte mult timp, ca să mă înțelegi. Da, ultima mea relație a fost acum 4 ani și de atunci nu am mai... 4 ani jumătate, cred, și de atunci nu am mai... Apreciez și o să apreciez mereu un om care știe exact ce coafează, ca să citez cum a spus ea. Și ce nu? Am anumite probleme, am o atașa în a... Atașa de oameni. Da, în atașa de oameni, da. Este o mare problemă, de aceea am venit aici strict pentru mine și pentru experiență, n-am venit să promovez. Și ai lăsat acasă scuturile? Scuturile le-am lăsat, dar am bariera aceea. Mi-e frică așa să nu fiu, cred că mi-e frică să nu fiu rănită sau nu știu. Da, cred știu, că am, da. Am niște chestii, știi, care... Sunt de acord cu ce spui tu, doar că eu când am acceptat experiența asta, am acceptat-o având acele scuturi și gândindu-mă că nu pot să mă duc ca acolo cu acele scuturi. Ceea ce am găsit până acum în ea nu mă deranjează și nu contravine cu ceea ce caut eu. Sunt anumite capitole care mă umbresc așa, știi, care umbresc comunicarea mea cu un băiat. Dar eu nu cred că sunt ceea ce caută ea, pentru că altfel nu cred că ar fi avut acele scuturi de protecție de care vorbește ea. Tocmai s-a terminat video la care te uitai. Stai liniștit că mai avem. Abonează-te la canalul nostru de YouTube și la notificări și bucură-te în continuare. Noi îți mulțumim!